În contextul evenimentelor organizate la nivel județean de Ziua Unirii Principatelor, respectiv 24 ianuarie, Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj și Primăria Comunei Plopiș, prin Centrul de Informare Turistică, organizează duminică 25 ianuarie de la ora 12 la Centrul Cultural din satul Iaz, manifestarea intitulată Hora Unirii la Iaz. Manifestarea va începe cu un scurt program muzical susținut în cinstea sărbătorii de tinerei satului Iaz, după care va evolua în concert ansamblul Meseșul al Centrului de Cultură și Art al județului Sălaj. La final, toți cei prezenți se vor prinde în Hora Unirii.